și ar rămâne cu doar o înfrângere în ultimele 5 etape. Nu-i rău deloc. Kipciu, Bătăjelu din prima. Ia să vedem Anselmo dintr-o poziție ideală. Nu reușește să-l învingă pe Kucer. Mie mi se pare că U Cluj a avut câteva șanse uriașe. Și Popa la începutul reprizei secunde. Iată, ce poziție clară. Aici Benga pune un picior salvator exact în momentul în care șutează Anselmo. Este intervenția meciului. Este intervenția meciului. Anselmo șutase bine. Sentin